Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră cu o nouă ediție și, bineînțeles, cu o nouă temă. În seara aceasta îl avem din nou în studio pe prietenul nostru, dr. Costel Ghioancă. Costel, bine revenit la noi emisiune. Bine te-am regăsit, Cătălin. Mulțumesc pentru invitație. Costel, deja a devenit o obișnuință să fii prezent în studioul nostru. Slavă Domnului pentru puterea pe care ți-o dă și pentru deschiderea ta de a contribui într-un mod, să spunem, semnificativ la ceea ce noi facem aici. Este o misiune pe care o îndeplinim împreună. Noi, din partea tehnică, tu cu partea aceasta a conținutului, slavă Domnului că împreună ne punem în slujba lui Dumnezeu și putem și de data aceasta să fim niște vestitori ai Evangheliei până la marginea Pământului. E super că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu astfel de vremuri când putem liber să propovăduim Evanghelia și prin aceste metode și slavă Domnului pentru lucrarea frumoasă pe care o faceți aici. Slavă Domnului! Astăzi, Costelă, discutăm iarăși despre două modele și vorbim despre viața spirituală, despre viața bisericii, despre viața credinciosului și tema pe care ți-o propun în seara aceasta este despre ucenicie, așa că aș vrea să discutăm din două puncte de vedere această noțiune a uceniciei și, bineînțeles, a ce reprezintă conceptul acesta, pentru că se pare că este un termen folosit în tot ce înseamnă viața noastră cu zi cu zi, chiar în zona aceasta profesională, în meserie se folosește foarte mult termenul școala de ucenici, nu? Școala de ucenici, dar în biserică, acolo unde practic ar trebui să fie poate cea mai întâlnită să practică, se vorbește și chiar foarte puțin se mai practică ucenicia. Am numit în mod generic tema din seara aceasta adept versus ucenic. De ce? Vom vedea împreună ce reprezintă adept, ce reprezintă ucenic și mai ales care este, să spunem, varianta corectă din punct de vedere a Sfintei Scripturi, a ceea ce tu ai în fața ta. Înainte de a porni la drum, haideți să îți dau două definiții. Mă folosesc de dicționarul explicativ al limbii române, pentru că sunt doi termeni folosiți, așa cum am spus, și în celelalte domenii. Dexul spune că ucenic înseamnă persoană care primește și continuă învățătura cuiva. Cineva care învață de la cineva mai pregătit. Un meșter, un profesionist. Iar adept este persoana care aderă la o teorie, la o doctrină, persoana care împărtășește convingerile cuiva. Pornind de la aceste două definiții, aș vrea să ne uităm puțin la ce reprezintă sau ce crezi tu așa general și apoi mergem în detaliu care reprezenta ucenicia. Sigur, așa cum foarte bine ai spus și tu mai devreme, Cătălin, ideea aceasta de ucenicie o întâlnim peste tot, pentru că nu există o generație gata învățată. Noi nu ne naștem așa cu un fel de soft ca la computere, care este inserat și automat știm cum să rulăm viața. Noi avem nevoie să învățăm. De aceea există o ucenicie, să spun așa, o învățare în mai fiecare domeniu al vieții. Și asta de când este lumea? Cei mai în vârstă i-au luat pe cei tineri, i-au inițiat în diversele problematici care țin de viața de familie, de valori, de raportarea la societate și așa mai departe. Evident, acest termen cu atât mai mult are o relevanță când vorbim despre lumea creștină și despre lucrarea creștină, unde creștinismul în esența lui este o religie a formării. Creștinismul nu este o religie contemplativă, o religie la care privești de la distanță, ca la un peisaj. Este o religie care te angajează. Nu poți fi creștin dezangajat, creștin spectator. Adevăratul creștin este un personaj care ia o decizie, un angajament în viața lui, de a-L urma pe Hristos, că de acolo vine creștinism. Ei, decizia asta de a-L urma pe Hristos înseamnă a-L urma în calitate de ucenic al Său. Nu de a-L urma în calitate doar de adept al unor învățături. Păi adeptul ce face? Adeptul selectează, are acest criteriu selectiv și ocazional
eventual dacă îl interesează anumite lucruri care se potrivesc cu planurile lui, cu ideologia sa, cu știu eu ce alte proiecte de viață are, adeptul ciugulește dintr-o sferă mai largă de învățături ceea ce lui îi convine la un moment dat. Ucenicul acceptă să treacă prin tot travaliul formării, cu tot ce implică drumul uceniciei și costul uceniciei. De aceea ucenicul intră în această lucrare, are un model, în cazul nostru modelul este Domnul Iisus Hristos, și își asumă un drum de o viață. Asta este foarte important. Adepții vin și pleacă. Câtă vreme, de exemplu, partidul cutare îți este în avantajul tău, ești adeptul lui, când partidul cutare nu mai este la putere, jup, ai trecut la alt partid. Câtă vreme, știu, cineva te avantajează, e bine, ești prieten cu cineva, că nu... Deci, adepții vin și pleacă, au această fluctuație în ce privește devotamentul lor. Ucenicul însă își asumă un drum de o viață. El, și mă refer în mod special la ucenicia creștină, el alege să-L urmeze pe Hristos până la capătul vieții. Îți amintești că noi avem acea cântare frumoasă pe care o cântăm la botez de obicei? M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Ei, asta înseamnă ucenicie, înseamnă să-ți asumi să fii ucenicul lui Hristos și când Hristos îți aruncă așa cu petale de trandafir pe deasupra capului și plouă numai cu petale de trandafir și totul e bine și începi să cânti ce frumos, ce plăcut e să fii creștin și toate să merg bine în viață și simți așa că e o dulceață extraordinară să fii copilul lui Dumnezeu, dar ucenicul rămâne fidel, rămâne pe cale și atunci când vin furtunile încercărilor. Și atunci când vin întrebările, și atunci când Dumnezeu pare să nu răspundă, și atunci când Dumnezeu ne disciplinează. Pentru că foarte interesant, în limba engleză, dacă te gândești, discipleship și discipline au aceeași rădăcină, adică ucenicizarea și disciplinarea, sau disciplina, are aceeași rădăcină. Deci de multe ori, vezi Cătălin, ucenicizarea presupune să îl înveți pe celălalt să fie disciplinat ca în armată. Ori asta înseamnă sudoare spirituală. Pe de o parte, sudoare spirituală din partea mentorului, acelui care face această ucenicie, da? Dar pe de o altă parte și ascultare, supunere. Eu mai mult la partea asta a doua mă gândeam când am spus sudoare. La ucenic. Câteodată trebuie să scalți în picioare orgoliu. Exact, exact. Nu e ușor. Nu este deloc ușor. Așa se vede foarte simplu, se face triajul. Știi, îți amintești la un moment dat când Domnul Iisus Hristos, de exemplu, când vine Mântuitorul cu niște învățături mai greu de acceptat pentru, știu eu, anumite criterii omenești pe care le avem noi, că noi credem că putem foarte ușor să pricepem multe lucruri. Și la un moment dat când Domnul vorbea despre sine, că cine nu mănâncă trupul lui și nu bea sângele lui, nu are parte cu el, adică, sigur, se referea la altceva, Domnul, la canibalism acolo, ci la o relație cu el, la un moment dat au făcut stânga împrejur, ucenicii și-au plecat, mulți. Și au rămas cei 12 și Domnul întreabă, voi nu vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Deci, iată că a fi ucenic cu adevărat, și așa se vede, care este ucenic al lui Hristos cu adevărat și care nu. Ucenicii adevărați rămân. E simplu. Cine rămâne în el, aduce multă roadă și dă dovadă că este ucenic. Cel care pleacă și abandonează lupta, dă dovadă prin asta că nu a fost ucenic adevărat al Mântuitorului. Așa este. Costel, haideți să ne întoarcem la Sfânta Scriptură să vedem care e motivația până la urmă pentru ucenicie. Este o opțiune, este ceva pe care alegem la un moment dat noi de bunăvoie sau este o poruncă din partea lui Dumnezeu? Și aș vrea să citez un verset, de fapt, două versete din Matei 28 care spune așa. Ele sunt denumite ca Marea Trimitere și versetele spun așa. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Pornind din acest pasaj, aș vedea două mari etape în procesul acesta de ucenicizare. Pe de o parte, noi știm că trebuie să fim sarea pământului, lumina lumii, trebuie să fim oamenii care împărtășim. Și mi-a plăcut foarte mult că ai zis la început că prin definiție creștin este trebuie să fie un om care face ceva, nu este un om pasiv. Deci, aș spune, un activist, un om care își exprimă credința și încearcă să-l împărtășească pe Hristos și altceva. Bun, aș spune, ok, m-am asigurat, mi-am asigurat mântuirea și s-a rezolvat totul.
eu sunt ok. De restul, Dumnezeu să aibă milă. E treaba lui Dumnezeu. Dar totuși, vedem că aici, pe de-o parte spune, duceți-vă, deci implică ceva și mai mult spune în partea a doua, învățați-i. Ce părere ai despre marea aceasta trimitere? Marea trimitere ne arată clar câteva aspecte. Pe de-o parte că ucenicizarea este voia lui Dumnezeu, este o poruncă. Și nu este aici o chestiune dacă vreau accept sau merg pe drumul ăsta, dacă nu, nu. Ei bine, în această lucrare extraordinară, Hristos ne asigură de putere, de prezența Lui. Toată puterea mi-a fost dată, spune și merge. Deci nu ne trimite fără o putere. Prezența Lui este cu noi, ne trimite cu o putere. Și întotdeauna procesul de ucenicizare are două elemente de bază. Un element incipient, o primă fază, după care urmează un proces. Deci, momentul incipient este evangelizarea, care este un fel de precursoare a ucenicizării. Practic, prin evangelizare, le spunem oamenilor vestea bună, le spunem că sunt păcătoși, că Hristos a murit pentru ei și îi chemăm să creadă și să se încreadă în Hristos și să se pocăiască. În momentul acela al evangelizării, omul trebuie să răspundă la chemare. Dacă în urma evangelizării alege să răspundă pozitiv chemării lui Hristos, din prima zi în care el răspunde, începe un drum lung, greu, dar și extraordinar de frumos și încântător al uceniciei. Deci, practic, acela este momentul în care el începe să umble pe drum alături de Hristos. De aceea spune, merge și spuneți Evanghelia la orice făptură. Deci, este vorba de evangelizare și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Adică este acest drum, acest proces în care novicele, cel care s-a întors la Domnul, trebuie să crească, să-L cunoască pe Hristos, să cunoască ce înseamnă adevărata umblare cu Hristos. Și atenție, atât la nivel doctrinar, pentru că el trebuie să afle doctrina, dar și la nivel, să-i spun așa, experimental sau din experiența altora. Pentru că aici este ceva esențial în ce privește relația dintre un mentor și un ucenic. Ucenicul nu învață de la mentor doar informații, doar teorii, ci viața mentorului se reflectă în viața ucenicului și ucenicul încearcă să emuleze cumva ceva din viața caracterului. Deci, de asta este esențial. Dacă m-ai întrebat pe mine unde am pierdut trenul, unde am pierdut mult, uite aici am pierdut mult. Suntem foarte buni la învățături. Avem acum școli câte vrei, școli biblice, institute, cărți cu duiumul, s-au tradus, doctorate peste doctorate. Avem tot ce vrei, oameni foarte pregătiți. Am uitat un lucru însă. Că nu este suficient să le transmitem oamenilor informație. Dincolo de informație, ei vor să vadă un model, un tânăr. Și când spun tânăr, mă refer fie din punct de vedere al vârstei, fie tânăr în credință, că poate să aibă 50 de ani când se întoarce la Domnul, sau 70 de ani, dar tot tânăr este în credință, un copil în credință. Ei, un astfel de om vrea să vadă clar, dincolo de învățătură, un exemplu. Să vadă că se poate. Să vadă că sunt oameni care îl iubesc pe Hristos. Nu poți să știi ce înseamnă evlavie, trăire evlavie. Eu pot să-ți dau acum definiția ale evlaviei, Cătălin. Pot să țin un curs de evlavie, să-ți spun exact ce înseamnă termenul în limba greacă, cum se pune în practică și așa mai departe. Deci îți țin un curs de evlavie. Dar tu n-ai cum să știi niciodată ce înseamnă să fii evlavios dacă nu mă vezi pe mine că sunt evlavios. Deci ai nevoie de un om în carne și oase în fața ta. Ori aici intervine, aici e frumusețea comunității lui Hristos, că în biserică Dumnezeu a lăsat oameni care, așa cum citim și în 2 Timotei 2, cu 2, spune, Pavel îi spune lui Timotei, și ce auzi de la mine în fața multor martori, încredințează, iată, la oameni de încredere, face apel la caracterilor, ce spuneai și tu, nu? Care să fie în stare să învețe pe alții. Și apoi spune ideea asta ce spune mai devreme de travaliu, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Păi iarăși treaba asta cu suferința, pe un novice, un om care începe să umble pe calea Domnului, cum să sufere el dacă nu vede exemple de suferință înaintea lui? Să vadă oameni, poate care umblă de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani cu Hristos, să-l vadă cum a suferit aici și acolo și acolo și cum a avut răbdare și cum s-a lăsat batjocorit și cum a întors celălalt obraz și așa, și să spună, Domnule, se poate. Păi firicelul ăla mic care răsare de viață nouă, care răsare din pământul uscat al păcătoșeniei, nu va supraviețui vânturilor, ispitelor, vânturilor descurajărilor din această lume, decât dacă are lângă el un fir mai mare, mai puternic, de care să-l ancorăm. Știi că la țară
când sunt plantați pomi, ai văzut, se pune ceva de sprijin, se pune un băț lângă un pom și se leagă. De ce? Ca să-l țină până se întărește. După ce pomul devine gros, dai bățul la o parte, nu mai e nevoie de el. Ei, ăsta este rolul mentorului, să fie ca un, o prăjină, ca un băț de sprijin de care să se lege ucenicul, astfel încât să reziste. De asta cad mulți, Cătăline, de la credință. De asta pleacă mulți din biserică. De asta ne pleacă tinere din biserică. Pentru că nu mai sunt acei oameni verticali, cu exemplu, acei mentori de care să se lege. Caută de multe ori un exemplu și sunt dezamăgiți de ceea ce văd de sus, de la păstor până... Sunt foarte dezamăgiți. Și apoi aleg alte căi și aleg modele, staruri de cinema, de muzică, politicieni sau știu eu, uneori prieteni anturaje, din anturaje greșite. Cam aici se învârt lucrurile. Pentru că, așa cum spuneam, din păcate bisericile sunt într-o competiție în a crește numărul de membri, de a crește congregația și mai puțin de a investi acolo în oameni, în creșterea lor spirituală. Practic, încă se mai face cursul de cateheză, apropo de învățătura aceasta incipientă, da? ABC-ul credinței, se acordă atenție, apropo de atenția asta pe care ar trebui să fie în biserică, se acordă atenție la un moment dat, poate până aproape de botez, poate când mai te căsătorești sau știu, mai o binecuvântare la copil, după care tot într-o stare dintre aceasta de obișnuință, nimeni nu se mai ocupă, nimeni nu te mai întreabă și modelele acestea, inclusiv dragostea între care ar trebui să fie împărtășirea aceasta a comunității, are de suferit. Pentru că vreau să chiar să citesc un verset, spune Domnul Hristos, prin aceasta veți cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Din start, există posibilitatea ca dragostea să lipsească. Deci dacă există acest dacă, înseamnă că există și varianta aceasta. Întrebarea este dacă apartenența asta, că până la urmă și cei care sunt adepți, care sunt de acolo, adică nu te contează, vin la, în biserica Baptista Adonai, te ascult și zic, sunt de acord cu ce a zis Costel. Nu am nimic de comentat. Da, dar am plecat, nici măcar poate nu te-am salutat, n-am salutat pe nimeni, zic că poate m-am hrănit sau nu m-am hrănit și poate ne mai vedem cândva sau data viitoare. Ăsta este un model de creștere spirituală corect sau nu? Nu este un model corect. Deși eu nu te-am contrazis cu nimic. Da, am înțeles. Este necesar să vii la biserică. Este foarte frumos să te închin Domnului acolo și țin foarte mult la întâlnirile publice ale bisericii. Mai ales asculți cuvântul lui Dumnezeu, care este o unealtă excepțională în creșterea noastră spirituală. Dar nu este suficient. Și aici e important să știm că oamenii au o imagine trunchiată, vitregită cu privire la ce înseamnă biserica. Pentru mulți, biserica înseamnă să merg 2 ore duminica într-o clădire, să stau pe scaun, să ascult câteva cântări și o predică și plec acasă și mai revin duminica următoare. Deci asta înseamnă biserică. Ei, nu este așa. Biserica, conform metaforilor din Noul Testament și învățăturii ample pe care o găsim în Noul Testament cu privire la biserică, este, printre altele, o familie. Și într-o familie, în mod natural, ai un mentor și un ucenic. Întotdeauna, orice tată este un mentor pentru copilul lui, pentru ucenic. Ai această imagine a societăților tribale, dacă vrei, unde sunt împreună, se ajută unii pe alții, când unul este căzut, ridică celălalt. Și chiar vedem în Faptele Apostolilor, în biserica primară, cumva, când spune că aveau toate de 8, era cumva această imagine a familiei în care ei sunt împreună. Și asta cred că trebuie noi să facem. Aici trebuie să ne regăsim dorința și iubirea de a investi în viața celorlalți. Vezi, la noi la biserică, de exemplu, avem 3 forme de organizare. Pe de o parte, avem întâlnirile în plen, duminica, și facem ceea ce se întâmplă cam în orice biserică. Avem grupe de casă, în timpul săptămânii, unde este mult mai interactiv, unde oamenii își împărtășesc nevoile, avem rugăciune, studiu biblic, deci se întâmplă joia acest lucru. Și mai avem ceea ce noi numim relații de ucenicie, unul la unul. Adică fiecare soră e pusă în relație cu altă soră și fiecare frate e pus în relație cu un alt frate. Și jumate de an, un an, ei trebuie să-și trimită încurajări, versete, aproape zilnic o fac unii nu chiar în fiecare zi, să se îndemne să vină la biserică, să știe unul de altul, să se ajute la necaz și așa mai departe. După ce trece jumate de an, un an, facem schimb și atunci se fac alte grupe, astfel încât să ajungi să iubești și să-i cunoști și să investești și în alții, nu doar într-o singură persoană. Deci acesta este lucru prin care noi am încercat să suplinim această nevoie.
Dar știi ce am observat? Că aici este o chestiune, ca să fiu cinstit până la capăt, că așa e bine, să fim transparenți și deschiși. De multe ori noi spunem, uite, oamenii au nevoie, dar nu are cine să se implice, că nu vor păstorii, că nu vor prezbiterii, că nu doresc frații să fie mentori și să ia pe cei mai tineri și să se implice. Da, este și asta o variantă și din păcate se întâmplă de multe ori treaba asta, dar să știi că este și varianta cealaltă. Oamenii nu mai vor să-și deschidă inima, vor să fie lăsați în pace. Deci eu spun personal că m-am confruntat cu chestiunea asta foarte mult. Deci trăim într-o generație foarte comodă în care perimetrul spiritual devine unul extrem de privat. Oamenii își pun un gard acolo și își pun semne mari, pe aici nu se trece ca la Oituz Mărăși și Mărășești. Viața mea spirituală este a mea și atât, punct. Nu am nevoie ca cineva să intervină în viața mea. Sunt frate cu tine la biserică, am dat pace, pace, ne vedem duminica viitoare. Ei, nu este modelul biblic. Și atunci este foarte greu în generația în care noi trăim, este foarte greu să mai ajungi la inima cuiva și să intri într-o relație de ucenicie cu cineva, de prietenie, și să-și deschidă acel om inima, pentru că nu vrea, nu știu, poate pentru că e prea comod, că asta costă, poate că și-a pierdut încrederea, poate că a fost dezamăgit, nu știu, sunt foarte multe semne de întrebare, dar eu îți spun realitatea. Realitatea este că nici oameni care să investească nu prea mai sunt și nici oameni care să dorească asta. Acum nu vreau să fiu pesimist, eu nu sunt un om pesimist de felul meu, eu sunt optimist și cu credință în Dumnezeu și cu speranță. Se mai face lucrare în felul ăsta și cred că Dumnezeu poate, doar că trebuie să regăsim, nu știu, moduri în care să construim poduri către inimile oamenilor și oamenii să se deschidă și să dorească să fie ucenicizați. Unul dintre motivele pentru care cred eu acum că se mai întâmplă lipsa asta de dorință este că poate și dintr-o înțelegere greșită a credinței în sine, până la urmă, Domnul Hristos. În momentul în care sunt credincios doar ca să-mi asigur propria mea mântuire și fără să mai contribui la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, că până la urmă asta este, a crede în Domnul Hristos și a-mi asigura propria mântuire, nu cred că este suficientă. Ok, poate să fie suficientă pentru mine, vom vedea ce va fi la răsplată în fața Domnului, dar suntem chemați să facem această trimitere pe care ne-o spune Domnul Hristos. Nu o spune doar pentru apostoli, spune pentru noi toți și pentru cei de astăzi. Dar mai este un verset, Costel, destul de prost înțeles câteodată și vreau să ți-l citesc. Spune, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Mă gândesc aici, apropo de ucenici, pentru că și alți învățători și oameni mari Sfinte Scripturi au avut ucenici. Și Moise a avut ucenici, și Ioan a avut ucenici. Acum, tu ești doctor în filozofie, dacă nu uităm numai la mari filozofi, care au avut ucenici peste ucenici și tot așa din generație. Era o practică atunci este și astăzi ca mari învățători ai lumii să aibă discipoli. Dar aici este ceva special și vreau să ne uităm puțin, pentru că există și ideea asta de a cineva care aderă, care e de acord cu o anumită idee, da, relația cu idee, și cineva care, într-adevăr, este ucenic cu alte persoane, e o chestie care face ceva diferent în așa. Zice, este, ce spune versetul acesta? Spune, nu-și ia crucea, nu-și poartă crucea. Și, practic, e o renunțare, în primul la tot ce înseamnă. Nu cred că se referă la a nega familia, a vinde tot și a întoarce spatele copiilor, a părinților și gata, eu de asta sunt creștin, nu mai vreau să întreabă cu nimeni. Nu știu, nu sunt sigur că nu e așa. Dar e ceva care totul se exprimă aici. E un fel de, nu știu cum să spun, consacrare, jertfă, renunțare la sine, ceva care îți dă calitatea asta de purtător al crucii Domnului Hristos. Da, sigur, ideea de cruce prin excelență trimite la suferință. Deci, și aici este important, un adept, cum spuneam, poate să ia, să fie adept sau poate să renunțe, în funcție de împrejurări. Ucenicul adevărat, ucenicul lui Hristos, și atunci când este greu și suferă, continuă să meargă pe cale. Ori aici noi trebuie să fim realiști. A-L urma pe Hristos presupune de multe ori suferință. Oricine va vrea să trăiască cu evlavie pentru Domnul va avea de suferit. Presupune și bucurie, bucurie pe care noi nu putem grăi, dar nu este bucuria asta lumească, este o bucurie prin Duhul Sfânt, pe care numai cei care au Duhul Sfânt o înțelege.
Dar în momentul în care eu îl urmez pe Hristos, se poate să întâmpin în opoziție. Clar, satana mă atacă, nu-i convine, lumea din jurul meu, sistemul lumesc, valorile, societatea, deci tot ce zace în cel rău, nu are cum să jubileze de bucurie că eu îl urmez pe Hristos. Dar ce spune versetul acela este că uneori se întâmplă chiar din familia ta să ai persoane, tata, mama, sora, să ai, sau chiar tu însuți să fii cel care, firea ta, dorințele tale să vină în opoziție cu chemarea la ucenicie. Acolo, ideea de a urâ este un ebraism acolo folosit, care se referă la a prefera, la alegere. A te detașa, poate. La a face o alegere. Nu se referă la sentimentul de ură în sine. A deveni unul care urăște. Nu în sensul ăsta, ci la fel cum spune Dumnezeu, pe Iacov l-am iubit, iar pe Saul l-am urât. Dumnezeu nu urăște în felul ăsta, ci l-a preferat, l-a ales pe Iacov. Deci, în momentul în care ai membri din familie, ai cineva care spune nu-l mai urma pe Hristos, neagă-l pe Hristos și așa mai departe, asta vrea să spună versetul, nu să-ți urăști mama sau tata, ci să alegi să asculți de Hristos și nu de ei. În sensul ăsta este văzută ura, pentru că de multe ori alegem nu ceea ce iubim. Și de asta e folosit limbajul iubire-ură, ca să ni se spună că un ucenic îl iubește cu adevărat pe Hristos și prin urmare îl alege pe Hristos, chiar și atunci când unii chiar din familia lui, și se întâmplă foarte des. Deci eu am avut experiențe cu persoane care au vrut să-L urmeze pe Domnul și părinții au spus, dacă faci pasul ăsta, ai terminat-o cu mine. Și mi-amintesc de un caz când eram la Timișoara, era un tânăr acolo, dorea să se boteze și tatălui a spus, dacă te botezi și-L urmezi pe Hristos, nu mai ai ce să cauți acasă. Și el își pierduse mama, cu vreo 2 ani înainte era adolescent, și chiar m-a întrebat ce să facă, știi, acum aș pierdea și pe tata și cumva dacă făcea pasul. Și nu am putut să-i spun eu, să iau decizia în locul lui, că nu, nimeni nu poate să-și asume pentru altcineva, dar i-am spus, fii atent, Dumnezeu te cheamă să-L urmezi pe El. Eu nu pot să spun ție ce să faci, să iau decizia în locul tău, dar pot să spun atât, dacă îl alegi pe Hristos și asculți de El așa cum Domnul ne spune, Dumnezeu va purta de grijă, El știe cum să rezolve problemele astea. Asta pot să spun. Și el a luat decizia și s-a botezat și s-a dus acasă. Păi a revenit la școală și când a venit eram foarte curios, zic, ce s-a întâmplat? Ce nici nu m-a întrebat nimic, ca și cum nu ar fi fost. Și n-a fost singurul caz, am mai avut un recent chiar aici în București, cu tonuri similare și atunci mi-am dat seama, Doamne, ce interesant, cum satana folosește de multe ori această amenințare doar ca să-i descurajeze pe tineri să-L urmeze pe Hristos. Ca să spun așa, o petardă, un fum, o grenadă cu fum, da? Doar să sperie ca să te descurajeze și de fapt după aia oarecum te lasă în pace, că el de fapt nu te lasă niciodată în pace. Da, dar în sensul ăsta, da. Costel, mi-a plăcut că în exemplu pe care l-ai dat din biserica ta ai spus faptul că tu nu ești singurul mentor, mai sunt și alți oameni și vreau să vorbim puțin despre profilul mentorului. Ce calități ar trebui să aibă un mentor și apoi vorbim și despre, să spunem, profilul ucenicului. Care ar fi persoana sau care ar fi persoana care ar fi un ucenic ideal? Deși suntem toți chemați la ucenicie. Păi asta este ideea. Deci toți creștinii sunt ucenici. Deci calitatea asta niciodată nu se pierde. Deci până murim, suntem toți ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și toți trebuie să ne formăm. Doar că fiecare îl ajută pe celălalt. Fiecare are pe cineva pe cine să ajute. Poate eu am mai multă experiență într-un domeniu, poate tu ai în alt domeniu, poate eu umplu de mai mult pe cale cu Domnul. Deci profilul mentorului este acesta. Trebuie să fie un om de caracter, un om care îl cunoaște pe Hristos, care a umblat pe drum câțiva ani cu Hristos și poate să-l ajute pe cel care începe acum și își pune credința în Domnul Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că în momentul în care eu devin mentor și-l ajut pe cineva și îl sfătuiesc. Că ce înseamnă asta? Nu înseamnă, nu știu, să faci lecție, îl pui să stea într-o bancă, poftiți lecția numărul 1 și așa mai departe. Asta sunt bune și lecțiile, dar mentorul nu ține lecții, nu ține prelegeri universitare acolo. Mentorul trebuie să se apropie de inima ucenicului. Trebuie să-l ia de după umăr, să plângă cu el, să râdă cu el, să mănânce împreună cu el, să discute despre viață, despre provocările de zi cu zi. Ai auzit ce s-a întâmplat, ai auzit ce a scris în ziar, ai auzit de asta, ai auzit cum ar trebui să ne purtăm noi, cum ne învață Hristos, care e perspectiva Bibliei. Deci trebuie să fie ceva natural. Deci asta este marea chestiune, că dacă fac acum o strigare și spun cine vrea să intre într-un proces de ucenicizare, păi imediat cei care ascultă zic ferească Dumnezeu, deja își imaginează niște
întâlniri din acestea în care îl pui două ore să stea pe un scaun, îi ții prelegeri, mai dă și examene. Deci, chiar dacă este și o parte de învățătură, ucenicia și mentoratul trebuie să fie ceva natural, un mod de viață și trebuie să curgă de la sine. Și asta se întâmplă, dar e bine să o facem intențional. Oricum noi o facem și fără să ne gândim la asta, dar cu atât mai mult trebuie să fim intenționali. Însă, orice mentor, în vremea ce îl pregătește pe altul, el însuși este un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Și el are la rândul lui pe altcineva mai experimentat ca el. Așa, uite, mă dau exemplu pe mine. Eu am oameni în care încerc să investesc, să-i ajut, cu ce am învățat eu de la Domnul, cu experiența mea, dar eu la rândul meu am oameni de la care învăț, oameni cu care discut, oameni pe care îi urmăresc, să văd cum procedează când cineva îl batjocorește, cum procedează când câștigă ceva, cum procedează când pierde ceva, cum procedează când e o miză sau nu e o miză și cum se poartă cu familia, cum se poartă cu copiii, cum cheltuiește banii, cum. Și atunci iată cum fiecare dintre noi suntem într-o rețea din aceasta complexă de ucenicie și mentorare. Fiecare are mentor, fiecare are un ucenic. Și chiar și un om care abia se întoarce la Domnul poate într-un sens mai larg să fie un mentor pentru alții, să ducă Evanghelia și să aducă pe alții la Domnul. Și în felul acesta, pentru familia lui. Excelent. Și vreau să vorbim puțin acum despre câteva pericole în calea ucenicii, să spunem, creștine. Nu știu dacă e chiar un pericol, dar primul pe care vreau să ți-l pun în față este relația aceasta în ambele sensuri, dintre mentor și ucenic, între creștinul experimentat și creștinul învățăcel, care, pe lângă sfatul, rugăciune, învățătura pe care mai cuprinde și o parte, să spunem așa, puțin mai dificilă, și anume darea de socoteală. Orice am face, cu toții facem greșeli, suntem oameni, mai ales în credință și nu numai. Suntem oameni încă în firea aceasta pământească, iar în relația aceasta de mentor ucenic e imposibil să nu apară și, să spunem, dezamăgirul. Mentorul s-ar putea să fie dezamăgit de ucenic. De asemenea, și invers. Mă întreb, cum vezi tu relația asta? Pentru că de obicei oameni, nouă nu ne place să dăm socoteala, nu ne place să răspundem, să dăm cu subsemnatul atunci când greșim sau când suntem dojeniți, iertați. Dar știi de ce nu ne place? Și pentru că suntem mândri așa în inima noastră și vrem să părem uneori că suntem impecabili, deși în interior lucrurile nu sunt chiar așa. Asta poate fi un motiv, dar de foarte multe ori ne temem de judecată. Ne temem că oamenii ne vor judeca, că le pierdem prietenia, că dacă ni se strică și se șifonează imaginea înaintea lor, ne-au abandonat. De asta se tem oamenii. De aceea nu există relație de mentorare și ucenicie fără încredere. Poate să vină la mine cine vrea cu 7 doctorate în mentorare și să spună că face. Deci, dacă ai doar teorie, poți să ai un om care te ascultă și învață ce-i transmiți învățătorul, dar n-a fost niciodată un ucenic cu adevărat. Până în momentul în care reușești să-i câștigi încrederea. În momentul în care se stabilizează o relație de încredere între mentor și ucenic, ambii pot să-și deschidă inima. Ucenicul poate să vadă că și mentorul greșește, că și mentorul e om. Și de multe ori, deși noi ne temem de asta, că spunem, vai de mine, o să fie dezamăgit, dimpotrivă, îl încurajează, pentru că el zice, păi stai un pic, dacă omul ăsta care iată ce a realizat asta și asta și asta și a umblat cu Domnul și el mai greșește, înseamnă că și eu pot, adică este șansă pentru mine. Deci noi trebuie să ieșim din bula asta de fățărnicie. Am intrat într-o bulă imensă de fățărnicie, în care pretindem că suntem perfecți. Totul e impecabil. Deci uneori au impresia că suntem niște super sfinți, din aceia care niciodată nu păcătuim nimic. O, slavă Domnului, ne-a eliberat din robia păcatului când am crezut, ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a așezat într-un proces de sfințire și pe zi ce trece noi ne sfințim și creștem. Dar cât încă suntem în trupul acesta, vom păcătui? Dacă zice cineva că nu păcătuiește, îl face mincinos pe Dumnezeu. De aceea este important să fim vulnerabili și să arătăm, să-i spunem celui mai tânăr în credință, auzi, și eu am făcut asta. Știi de câte ori le-am spus eu așa altora? Și eu am făcut ce faci tu acum. Și eu am gândit prostește cum gândești tu acum. Și încerc să te ajut să nu faci greșelile mele, dacă se poate. Știi? Și atunci, dacă mentorul face primul pas, că vorba aia de la el se așteaptă,
și fac acum o mică paranteză în clash-ul ăsta, în conflictul ăsta perpetu dintre tineri și bătrâni în biserici, cu prăpastia între generații. Toată lumea se așteaptă ca tinerii să fie mai... Dom'le, de ce tinerii nu renunță ei la tot ce vor ei și de dragul celor mai în vârstă? Și... Bun, eu înțeleg, dar dacă cei mai în vârstă spun că sunt cei mai maturi, nu că de asta mai demult cu... Nu ei ar trebui să fie primii care dau dovadă de răbdare și înțelepciune? Da, în fine, e altă discuție. Revenind acum, deci ceva de genul acesta. Mentorul trebuie să se vulnerabilizeze primul și atunci îl încurajează și pe ucenic și ucenicul în momentul acela nu se va mai teme, va avea curaj să-și deschidă inima și să știi că, deci nu numai că va avea curaj, chiar va bate mereu și va, pentru că fiecare om își dorește să reușească în viață. Nimeni nu vrea să fie un ratat, dar nu din punctul de vedere al vieții, mai ales din punct de vedere spiritual. Nimeni nu vrea să fie un balast spiritual, să ajungă în fundul iadului. Și atunci când vezi pe cineva care atunci când i-a spus, frate, uite, am făcut asta sau așa, s-a întâmplat cu tare, vine și spune, uite, ai păcătuit, dar hai să-ți explic cum se rezolvă, hai să-ți explic cum poți să nu mai faci asta, hai să stăm de vorbă și vede că îl prețuiești mai mult decât înainte, nu că îl arunci la coșul de gunoi, păi în momentul acela înflorește omul și vine și începe să se lupte și efectiv face progres în viața lui spirituală. Despre asta vorbim aici, dar... Iarăși, cineva trebuie să facă primul pas, e ca într-un cerc vicios. Și cine să-l facă? Nu putem aștepta că mentorul stă așa undeva pe un fotoliu în ăla foarte tare, știi, ca la ședințe de psihoterapie freudiene și stă și spune, ia vină tu încoace tinere și spune, ce ai mai făcut? Ce ai mai... Aha, deci nu vrei să-mi spui. Dacă nu vrei să-mi spui, atunci... Dacă pui problema în felul acesta, niciodată nu o să fii un mentor adevărat. Ca să fii un mentor adevărat, trebuie să te cobori lângă el și să-i spui, uite, hai să-ți povestesc ceva, uite, hai să zic eu ce am făcut când eram la anii tăi, uite ce greșeală am făcut și uite să-ți arăt cum m-a scos Dumnezeu de acolo, cum m-a înțelepțit, cum m-a crescut și apoi se uită tânărul și zice, da, domnule, e interesant, își deschide inima, prinde curaj, noi cum unul zice ceva îi dăm în cap, știi? Asta este practica, îi dai cu Biblia în cap. Dacă îi dai la om tot cu Biblia în cap, în sensul negativ, noi trebuie să împărtășim cu el cuvântul mereu și cuvântul este sfânt. Dacă singurul lucru pe care știi să-l faci când un om își deschide inima, îi dai două versete și dai cu Biblia în cap și îi spui în fundul iadului cu tine, nu ne putem aștepta la creștere spirituală. Devii judecător înainte de judecată. Și de ce? Nu judecați ca să nu fiți judecați, spune Domnul. Vezi-ți mai întâi bârna din ochiul tău și apoi scoate paiul din ochiul celălalt. Cine m-a pus pe mine judecător? Unul singur este judecător. A, înseamnă asta că trebuie să mă prefac ca și cum păcatul nu există? Să-l ignor? Să mergem doar cu o retorică în aia optimistă și pozitivă și cu flori pe cărare și toți suntem buni și frumoși? Nu! Trebuie să-i spun, auzi, uite, vreau să spun un lucru. Ce ai făcut este greșit. Ce ai făcut îl îndurerează pe Dumnezeu. Ce ai făcut are consecințe în familia ta și așa mai departe. Deci îi spui adevărul, îi spui că e păcat, dar nu te oprești aici. Și nici nu arunci așa niște săgeți ca să arăți că tu ești mai bun ca el. Păi măi, cum mai ai putut tu? Cumva indirect să arăți că tu nu ești. Nu mă așteptam de la tine. Da. Deci tu, că de fapt, ce se întâmplă? Din cauza mândriei, de fapt, mulți când dau sfaturi altuia care a căzut, nu vrea să-l ajute pe ăla, cât vrea să se arate pe sine cât este de tare. Ei, dacă când după ce i-ai spus ce a greșit, vii aproape de el și spui, uite, și vede lacrimi în ochii tăi. Și spui, vreau să plâng împreună cu tine pentru păcatul ăsta. Vreau să lupt împreună cu tine. Să știi că până în pânzele albe sunt alături de tine. Și nu renunți la tine. Câtă vreme vrei să te pocăiești, câtă vreme lupți, câtă vreme vrei să te ridici, ca cel neprihănit care de 7 ori cade și se ridică, câtă vreme văd că vrei să schimbi viața ta, eu sunt lângă tine. Când te împietrești și cazi în apostazie și nu mai am ce discuta cu tine, atunci nu mai am ce face. Dar câtă vreme încă mucul mai fumegă și trestea frântă nu este ruptă, dacă Domnul nu stinge mucul care mai fumegă și nu rupe trestea de tot. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Că am o funcție bisericească, una sau alta. Cine sunt eu să-mi permit să frâng ultima ață care îl mai ține agățat pe un om de Dumnezeu? Iată cum, din păcate, multe ședințe de mentorare se transformă în ședințe de executare. Și mulți oameni, în urma mentorării, între ghilimele, ajung să fie executați. De asta trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Foarte corect și mare adevăr ai grăit. Este o practică care trebuie să fie, așa cum spunea și versetul de dinainte, plină de dragoste. Deci trebuie dragostea să răzbată în toată această relație ucenic-mentor. Costel, aș vrea să-ți mai prezint încă un pericol și
la fel de prezent în societatea de astăzi, în bisericile, să spunem, moderne, atunci când un anumit lider, un anumit mentor devine atât de proeminent în fața ucenicilor, încât aceștia îl idolatrizează. Practic, omul nu mai vede pe Domnul Hristos. Corect. Nu mai vede pe Dumnezeu. Totul se învârte în jurul unei anumite persoane, bun vorbitor, bun cântăreț sau știu eu, un profesionist, un om care are darul de a vorbi, de a se adresa mulțimilor, om de succes, da? Și există așa un club de fan până la urmă, deci trecem într-o altă zonă în care totul se învârte acolo și oamenii sunt dezamăgiți dacă se întâmplă ceva. Au fost cazuri în care oameni foarte cunoscuți au căzut în credință, au fost o dezamăgire. Oamenii care îl adorau au și ei o cădere. Cum vezi pericolul acesta? Este un pericol foarte mare pentru că aș vrea să ne amintim de versetul de la care am plecat, Matei 28. Domnul Iisus spune, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Ucenici ai cui? Ai Domnului Hristos, nu ai tăi. Nu? Știi că eu niciodată n-am spus că am un ucenic? Niciodată. Foarte frumos. Pentru că îi aud pe unii care spun, acesta este ucenicul meu sau ucenicul meu. Vreau să spun un lucru și știu că foarte mulți o spun cu bună credință și nu am absolut nimic cu ei. În sensul că ai contribuit la formarea lui. Deci în sensul ăsta, dar eu le-aș recomanda să nu mai folosească expresia asta, chiar dacă știu că inima lor și intenția lor este foarte bună. De ce? Pentru că nu există decât ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Deci a face ucenicizare nu înseamnă să faci un ucenic al tău. Dar tu poți să-i fii mentor lui. Dar ești mentor cuiva care este ucenicul lui Hristos. Deci în Efeseni capitolul 4 spune că Hristos a dat pe unii apostoli, păstori, ca oamenii să ajungă desăvârșiți până la statura de om mare în Hristos. Deci Hristos este ținta. Cu ocazia asta vreau să ne spui și ce înseamnă ucenicizare cristocentrică, pentru că știu că folosești foarte des termenul acesta și în predici și în textele pe care le scrii, folosești foarte des termenul cristocentric. Da, păi asta înseamnă. Cristocentric înseamnă să fie centrat în Hristos. Deci, în momentul în care eu am niște oameni în care investesc ca să-i fac ucenici ai Domnului Iisus Hristos, eu trebuie să mă asigur că atitudinea mea este ca lui Hristos. Învățăturile mele sunt cele care îl înalță pe Hristos. Subiectul discuțiilor mele să fie Hristos. Adică noi cu asta diferim față de, că vorbeai de filozofii greci și de sofiști și aceștia care aveau tot felul de urmași. Școli. Școli. Și ți-amintești că Pavel s-a confruntat cu problema asta în Corinteni, când a văzut că intrase și prin biserică și spunea, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Cutare. Exact. Și spunea, stați voi fiecare în banca voastră, nu vă supărați, Pavel a fost răstignit pentru voi, Apollo a fost răstignit pentru voi, Hristos a fost răstignit pentru voi, lăsați voi partidele astea. Și Pavel nu acceptă acest gen de discurs. El zice, al lui Hristos sunteți. Voi trebuie să fiți ucenici ai lui, nu ucenici ai unui mentor de pe pământ. Problema și care este că oamenii, din pricina mândriei, vor să aibă fani. Vor să aibă fani. Nici nu vreau să-ți spun, Cătălin, dacă intri acum pe rețelele de socializare, de dragul fanilor, sunt unii care practică o prostituție spirituală. Și eu sunt atent când folosesc cuvintele, știu ce vorbesc, spun. Sunt de acord cu tine, 100%. Și când spun prostituție spirituală, mă refer la vulgaritate în exprimare, la chestii șocante, la sincretism ideologic, la manipulări psihice, la tot felul de șarlatanii, de dragul de a-și atrage followeri. Pentru că acest cult al personalității este o ispită care a străbătut lumea dintotdeauna. Deci dorim ca cineva să ne aprecieze, dar mai mult decât e cazul. Noi toți avem nevoie de apreciere. Și eu am nevoie și tu ai nevoie. Dar, în primul rând, trebuie să ne găsim identitatea în Hristos, care deja ne-a acceptat la cruce și a plătit pentru noi. Nu mai trebuie să demonstrăm nimic. Deci, deja în Hristos suntem acceptați și apoi aprecierea aceasta, la fel ca orice alt lucru bun, are un cadru în care se manifestă. Și care este acel cadru? Atâta timp câtă vreme sunt în supunere față de Dumnezeu și îl glorific pe Dumnezeu. În momentul în care încep să fur slava lui Dumnezeu, că asta e problema, când caut să fur slava lui Dumnezeu, ei, acela este momentul în care aprecierea iese din matca ei normală, din drumul normal și cade în idolatrie. De asta pericolul este foarte clar și când spun cristocentrică, ucenicizare cristocentrică, mă refer la această ucenicizare care să-L glorifice pe Hristos,
care să îl înalțe pe Hristos, să stea în învățătura lui Hristos, cu atitudinea lui Hristos, urmărind nu un cult al personalității, ci urmărind să-i apropie pe oameni de Hristos. Și cumva, cum se vede asta? Dacă eu dispar de pe hartă, cei care au fost ucenicizați să continue să-L iubească pe Hristos și să-L urmeze pe Hristos. Nu dacă eu dispar de pe hartă, să dispară și secta mea împreună cu mine. Deci, în general, oamenii care nu abordează o mentorare cristocentrică sunt oameni cu o mentalitate de tip sectar. Adică ei au adepți, mai degrabă, exact. Adepții lor. Noi suntem singurii cei mai buni, noi am rămas, restul toți sunt niște păcătoși, eu sunt guru, pe mine ascultați-mă. Au fost persoane care inclusiv au cerut cardurile membrilor, deci a folosea cardurile lor ca să le administreze el cum trebuie, deci se ajunge în astfel de extreme, că membrii nu știu cum să-și cheltuiască bani, dați-mi mie, marele guru, să vă folosesc eu cardurile, deci până acolo, la aberație de genul acesta, se ajunge în România zilelor noastre. Da, da. Așadar, iată de ce spun, când vezi că un om se dă prea mult exemplu pe sine, se laudă prea mult pe sine, îți anulează libertatea și gândirea și iese din învățătura Scripturii, se prea poate ca acel om să aibă o criză din aceasta. Când ar fi întocat pe ființa lui umană decât pe Hristos. Da, pe Hristos, pe învățătura lui. Deci trebuie, când după ce ai terminat o discuție cu un mentor, să-L iubești mai mult pe Hristos. Asta este rezultatul. Asta este. Să spui, măi, ce frumos e Hristos. Parcă am simțit parfumul lui. Uite cât de mult mă iubește Hristos. Uite ce... Deci dacă rămâi cu el pe buze, în inimă, în gând, dar dacă rămâi și spui, mama, ce tare e ăsta, merită să-i dau toți banii mei, merită să îi cumpăr mașini, merită să-i fac... Eu nu am o problemă, eu nu sunt un om extremist. Știi că eu sunt echilibrat de felul meu. Nu am o problemă dacă cineva îți cumpără o mașină, îți dă un ban, te ajută. Slavă Domnului că Domnul ne învață să ne facem parte unei altora din bunurile pe care le avem. Dacă numai să jecmănești și te uiți numai la bunurile materiale și atunci îi manipulezi pe oameni, păi sunt care au strâns milioane de dolari și încep și la noi în țară, nu numai în străinătate, practicând acest tip de mentorat, de tip manipulator, în care de fapt se înalță pe ei, ascunzându-se în spatele lui Hristos. Și te ține tot timpul vulnerabil, am observat, tot timpul dependent de relația aceasta, bazată pe un sentiment. Niciodată nu ești bun, niciodată nu e destul, n-ai credință, vină lângă mine să-ți mai dau un pic din aura credinței mele. Deci nu, niciodată nu vede nimic bun la tine, niciodată nu te încurajează să mergi pe picioarele tale. Tu nu știi să decizi, te spun eu, tu nu știi cum să faci, îți spun eu. Dar Domnul e un copil. Da, când are 2 ani, înțeleg, să-l ajut să se încheie la papuci, dar un copil când crește, nu începi să-i dai un pic de libertate, nu ai un pic de încredere că știe și el să-și pună apă într-o cană și să bea și să descurcă de unul singur, la fel și în biserică, nu? Ok, când e unul chiar la început, îi spui poate și cum să deschidă Biblia și cum să caute să găsească Psalmul 32 și cum să îi spui lucrurile astea, dar pe măsură ce crește, lasă-i un pic de libertate. Deci, eu întotdeauna am avut o aversiune, spun Cătălin, față de treaba asta, deci nu sunt de acord ca să anule personalitatea cuiva. Deci bisericile creștine nu sunt biserici unde îi facem xerox pe oameni după chipul nostru. Oamenii trebuie să aibă libertate, bucurie, personalitatea lor, fiecare, dar toți să asculte de Hristos și să-L înalțe pe Hristos. Asta e singura condiție. În rest, dacă tu ești așa, nu știu, aitist, ești mai, nu-ți place mult să spui povești, tu ne fii mai aitist cu 0 și 1, e în regulă. Dacă celălalt de lângă tine e mai artist, nu aitist, și îi place să compună, ok, nu trebuie să fim toți la fel, dar și tu și el trebuie să-L înălțăm pe Hristos. Așa să fie, așa se naște Dumnezeu. Costel, repede am mai trecut timpul și de data aceasta. Înainte de a încheia, aș vrea să trag o concluzie, așa, ca mentor, ca ucenic la rândul tău, o idee care să o lăsăm ascultătorilor noștri, privitorilor noștri, acum la final de emisiune. Da, ideea pe care vreau să spun că eu mi-am deschis inima așa și poate un pic a sunat mai negativ, au sunat mai negativ așa niște lucruri pe care le-am spus. Ideea pe care vreau să o las pe final este cu adevărat una optimistă. Eu cred din toată inima că până va veni Hristos, există oamenii lui Hristos, mentori ai lui Hristos și ucenicii ai lui Hristos. Și unde am citit mai devreme din 2 Timotei 2:2 spune și ce auzi de la mine în fața multor oameni spune altora de încredere care la rândul lor să învețe pe altă de ei, șirul acesta nu se va întrerupe până vine Hristos. De aceea să avem credință. Încă există oamenii lui Dumnezeu și există oameni care vor să-L urmeze pe Dumnezeu și toți împreună suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Slavă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu să fim ucenicii Domnului Hristos și orice facem să facem pentru gloria Domnului. Amin. Amin.
Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult. De asemenea, Costel, îți mulțumesc. Dumnezeu să te binecuvânteze și îți dorim ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să te pregătești, să scrii, să vorbești și, bineînțeles, ne luăm libertatea de te mai invita și la altă emisiune. Cu tot dragul și mulțumesc mult pentru această invitație. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!